în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, în această duminică facem pomenirea unui mare cuvios părinte, Sfântul Sava cel Sfințit, un părinte care a trăit și s-a nevoit la începutul secolului VI, înființând o mare lavră în Palestina, care există și astăzi, și el a trecut la Domnul în anul 532, după ce mai întâi a format ucenici și a lăsat și un tipic sau o rânduială de slujbă și viețuire monahală. Până astăzi, în biserică, noi spunem că urmăm tipicul Sfântului Sava, deși el nu este în forma în care a fost lăsat de Sfântul Sava, ci a fost de mai multe ori îmbogățit, prelucrat, pentru că în slujbele noastre acum sunt multe cântări compuse și rânduite după moartea Sfântului Sava. De exemplu, Sfântul Ioan Damaschin, pe care l-am prăznuit ieri și care a compus majoritatea cântărilor din duminici, precum și la unele sărbători, toate cântările din noaptea de Paști și așa mai departe, el a trăit 200 de ani după Sfântul Sava și acele cântări sunt în slujbele noastre. Cu toate acestea, biserica a menținut în memoria sa rolul deosebit al Sfântului Sava, ca cel care a pus rânduială în viețuirea monahală și ni se păstrează viața lui foarte frumoasă, interesantă, scrisă de ucenicul său, Chiril de Schitopolis, și vedem de acolo că el mult timp a refuzat să fie preot, era simplu monah și în mănăstirea pe care el o înființase, chemau preoți de mir, de prin sate, de prin orașe ca să le slujească, ca ei să se poată împărtăși, dar la un moment dat, atât la presiunea fraților cât și a episcopului de Ierusalim, el a acceptat să fie hirotonit preot, de aceea și se numește Sava cel Sfințit, pentru că până atunci monahii nu erau sfințiți, adică nu se făceau preoți. Erau monahi simpli. Ei spuneau că preoția și mai ales arhieria sunt incompatibile cu viața monahală, pentru că monahul este cel care se smerește și ascultă, pe când preotul și mai ales episcopul sunt cei de care alții ascultă. Și din acest motiv Sfântul Sava mult timp a refuzat preoția, apoi a acceptat-o și după el tot mai mulți, în special stareți de mănăstire, dar și alți preoți slujitori, chiar dacă erau din rândul monahilor, acceptau să fie și preoți, până când mai târziu deja acest lucru a fost considerat normalitate. Spun aceasta pentru a înțelege că istoria bisericii a fost una interesantă și tumultoasă în același timp, cu diferite schimbări de atitudine, dar nu schimbări radicale care să îi îndepărteze pe oameni de Dumnezeu sau de biserică, ci se făceau acele schimbări care se considerau că îi pot apropia pe oameni și mai mult de Dumnezeu. Orice schimbare în biserică, dacă nu urmărește ca scop mântuirea oamenilor și apropierea lor de Hristos, de Evanghelie, acea schimbare înseamnă că este rea, este potrivnică și trebuie dată la o parte. Dar o schimbare care îi apropie pe oameni de Dumnezeu, aceea este plăcută lui Dumnezeu. Astăzi am auzit două lecturi foarte interesante din Sfânta Scriptură. Încep cu cea mai simplă, cea din Evanghelie, unde ni se spune că Mântuitorul a vindecat 10 leproși, dar numai unul s-a întors să-i mulțumească și acela era samarinean. Mai mult decât atât, acela i-a căzut cu fața la pământ, s-a închinat și i-a mulțumit, iar de la acest samarinean noi învățăm gestul acesta al metaniilor. Am văzut că și Maria Magdalena, după învierea lui Hristos de morți, tot a căzut la picioarele lui în genunchi și a sărutat picioarele. Iată că metaniile și multe alte gesturi care le facem noi sunt de fapt preluate din Evanghelie, din exemplele celor care l-au cinstit pe Hristos, iar Hristos i-a lăudat pentru gesturile făcute de ei. Desigur, întrebarea Mântuitorului este îndreptățită atunci când spune: dar oare nu 10 erați? Și oare nu toți s-au vindecat? Ceilalți 9 unde sunt? Și această întrebare, de fapt, este și întrebarea pe care noi o punem. Nu cumva, mult mai rar noi ne hotărâm să-i mulțumim lui Dumnezeu și ne întoarcem să-i dăm slavă pentru binefacerile primite,
decât ne ducem atunci când avem nevoie să-i cerem ceva. Și aici aș vrea să atrag atenția că binefaceri nu sunt doar cele pe care noi le considerăm convenabile din punct de vedere material sau din punct de vedere al carierei sau, mai știu eu, profesional, familiar chiar. Noi în cadrul liturghiei mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile cele văzute și nevăzute, știute și neștiute. Și în primul rând pentru darul vieții, darul credinței. Pentru asta noi ar trebui în permanență să-i mulțumim lui Dumnezeu și atunci vom prețui asta ca dar. De exemplu, dacă cineva, soțul de exemplu, îi face cadou soției o bijuterie, un inel sau un lănțișor și ea permanent îi mulțumește, nu numai o dată, ci de fiecare dată când îl îmbracă sau când îl pune pe mână sau mai știu eu ce altceva, permanent îi mulțumește soțului și se bucură de asta, atunci ea prin asta arată că acel lucru pentru ea are o valoare. Valoarea ei nu s-a pierdut atunci când i-a spus prima dată mulțumesc și gata, ci continuă să aibă valoare atâta timp cât se va folosi de acel lucru. Cu atât mai mult atunci când este vorba despre darurile acestea importante pe care ni le dă Dumnezeu. Darul vieții, darul credinței, dar și celelalte daruri duhovnicești, adică virtuțile, darul iubirii, darul smereniei, darul rugăciunii. Toate acestea sunt daruri pentru care noi trebuie să-i mulțumim. De multe ori ne plângem că nu merge rugăciunea, că nu merge una, nu merge cealaltă, dar asta pentru că noi nu înțelegem că ele nu sunt simple rezultate ale eforturilor noastre, ci sunt daruri ale lui Dumnezeu. Și atunci când le-am primit cândva, nu i-am mulțumit. Am crezut că e o normalitate. Să nu vă închipuiți că este normal seara să iei cartea de rugăciuni, să te așezi în genunchi și jumătate de oră să citești cu mintea doar la acele cuvinte. Asta ar fi fost normal dacă Adam nu cădea. Când era Adam în rai, da, el vorbea cu Dumnezeu și nu avea nicio altă abatere, nicio altă rătăcire a minții. Însă pentru omul modern și în general pentru omul căzut de la Adam încoace, a face lucrul ăsta este o luptă. O luptă care se dă destul de greu și uneori rezultatele se văd peste ani și ani. Citim în fiecare seară și în fiecare dimineață, dar rugăciunea ca dar care curge, e vine în timp. Și atunci nu noi mișcăm rugăciunea, nu noi o împingem, ci ea ne împinge pe noi, ea ne ține pe noi. Dar cum spuneam, aceasta este o luptă și Dumnezeu este Cel care luptă alături de noi. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, că Duhul Sfânt suspină în noi cu suspine negrăite. El participă la avântul acesta al sufletului către Tatăl Cel Ceresc, numindu-L Ava, Părinte. Despre asta citim și în Epistola către Romani și către Galateni a Sfântului Pavel, unde ne se arată clar rolul Duhului Sfânt în rugăciune. De aceea noi începem fiecare slujbă cu Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le plinești, și apoi spunem, vino și te sălășluiește întru noi, nu pe lângă noi, în spatele meu, în față, dar în noi, ca din noi, tu să miști rugăciunea. Pentru că rugăciunea e o chestiune lăuntrică, nu e un lucru exterior. Cei care percep rugăciunea doar ca pe un lucru exterior, aceia, aș spune că în cel mai bun caz sunt începători. În cel mai bun caz. De ce spun asta? Pentru că sunt șanse ca ei să crească și să depășească acest moment. Dar sunt și unii care niciodată nu-și propun să depășească forma asta exterioară, vizibilă a rugăciunii. Să știți că și pentru mine acum, cu slujirea asta episcopală, care presupune poate un anumit fast, așa, și anumite gesturi care până acum nu le făceam, e mai degrabă o povară pentru că îți trebuie timp ca să te obișnuiești să le faci și astea, dar și să nu pierzi rugăciunea. Nu înțeleg de ce voi scoateți telefoanele și fotografiați și filmați, voi chiar ce câștigați din asta? Hai, înțeleg că ați făcut-o odată, așa, ca să aveți ca amintire. Dar asta înseamnă că în acel moment eu joc un teatru, voi îl priviți, dar nici eu, nici voi nu ne rugăm. Și atunci, de ce am venit aici? Nu spun spre mustrare, ci spre atragerea atenției. Chiar zilele astea vorbeam cu niște copii și constatam că
Ei nu știu de ce merg la școală. Vă închipuiți așa ceva? Uite, noi, oamenii mei maturi, trecuți de 40, de 50 de ani, ne amintim de anii noștri de școală și întrebați-i pe copii, ei de multe ori nu știu de ce merg la școală. Și atunci ce așteptăm, ce rezultate așteptăm de la ei când ei nu știu de ce merg acolo? Și merg de luni până vineri, 12 ani la rând. Dar ce să zicem de biserică, unde ajung odată la câteva luni sau odată la câțiva ani și aud aici tot felul de lucruri stranii, ba într-o limbă, ba în alta. Unul trage de cot, celălalt vorbește, unul țipă, altul mai știu ce altceva face. De aceea este nevoie de o mare încordare a minții și a inimii pentru a putea să ne rugăm inclusiv în astfel de condiții. Dar și mai simplu este ca noi înșine să creăm acele condiții favorabile și să înlăturăm tot ceea ce ne împiedică de a ne ruga. Că atunci nu-i folos nici din veșmintele astea, nici din trichierile astea și lumânările astea care facem noi așa la stânga și la dreapta, semnul crucii. Ele toate au un simbolism, toate au un sens, pentru că cele trei lumânări sunt simbolul Sfintei Treimi, celelalte două sunt simbolul celor două fire al lui Hristos. Și e ca și cum primim binecuvântarea Sfintei Treimi peste noi. Lumina Sfintei Treimi se revarsă peste noi. Dar dacă pentru noi asta e doar un spectacol, atunci le strângem toate, ne lipsim de ele și punem nasul în jos și ne rugăm că dacă nu e vai de noi. Și atât prin aceasta vreau să trec puțin la cuvintele epistolei de astăzi. Eu chiar vă rog să recitiți acest pasaj din capitolul 6 de la Efeseni, pentru că în acest pasaj se vorbește despre lupta duhovnicească. Iată, noi, vrând nevrând, aflăm știri, ne uităm, singur citim, căutăm, auzim despre război, despre faptul că mor oamenii, nu mai zic că se dărâmă clădiri, infrastructură, poduri, drumuri și așa mai departe, astea se vor face din nou. Și cu toate acestea, Sfântul Apostol Pavel spune că lupta asta e una simplă. Și zice, adevărata luptă nu este cea împotriva trupului și a sângelui, adică să te lupți cu omul viu, care vine cu nu știu ce armă. Și zice, lupta noastră duhovnicească este împotriva duhurilor, împotriva stăpânitorilor lumii acestea, adică diavolului, împotriva celor duhuri din văzduh care caută să ne fure mintea și să ne ispitească. Și mult mai mulți morți sunt în urma acestei lupte. Pe capete așa mor orașe și țări întregi, neamuri întregi, generații întregi, care nu pot fi numărate și puse în statistică așa cum încearcă să se facă pe timp de război, da? Desigur, pentru noi este înfricoșătoare moartea trupească, pentru că după acea moarte nu mai este pocăință. Și în starea în care te-a găsit Dumnezeu, între aceia și te va judeca. Fie că ești pe câmpul de luptă, fie că ești acasă și faci mâncare, fie că crești un copil sau ești la lucru, sau nu contează. În starea în care te va afla moartea, în aceea vei și fi judecat. Dar să știți că victimele morții duhovnicești sunt mult mai multe și aici nimeni nu face nicio statistică și nici nu o poți face. Însă Sfântul Pavel ne spune cum am putea noi să luptăm și să biruim în această luptă. Și ne spune, ne dă câteva sfaturi. Zice să ne încingem cu armele dreptății. Soldații se încing, își pun centură, ca de centura asta să prindă sabie, pistoale, muniții și așa mai departe. Zice noi să ne încingem cu armele dreptății. Dreptatea și virtuțile noastre, astea sunt cele mai puternice arme. Zice să luăm coiful mântuirii. Ce înseamnă asta? Pe cap să punem gândul la mântuire. Să nu fie pe capul nostru să stăpânească altceva decât dorința noastră de a fi ai lui Dumnezeu. Și ne mai spune să luăm și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Care este această sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu? Bineînțeles, în primul rând, Sfânta Scriptură și toate cuvintele de Dumnezeu insuflate, care devin pentru noi ca o sabie a Duhului. Dar mai este ceva. Chiar acest apostol se citește și la slujba călugăriei. Și în momentul în care monahului îi se mânează șiragul de metanii, starețul sau episcopul care face tunderea în călugărie
Îi spune ia și această armă care este sabia Duhului. Și prin urmare chemarea numelui lui Dumnezeu. Această rugăciune scurtă a lui Iisus este cea mai puternică sabie. Încă nu s-a inventat nicio armă și nicio rachetă și niciun laser și nicio bombă atomică mai puternică ca rugăciunea lui Iisus. Și iată, practicând și înarmându-ne cu aceste arme despre care ne spune Sfântul Apostol Pavel, noi vom reuși și de fapt noi vom lupta împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu va lupta împreună cu noi și împreună vom birui, pentru că singuri nu putem sta împotriva acestei lumi a duhurilor, pentru că noi suntem trupuri slabe și de multe ori noi chiar ignorăm faptul că în jurul nostru, printre noi, și în noi și în afara noastră, există și o altă lume nevăzută a duhurilor, a îngerilor buni, dar și a multor îngeri răi, căzuți, care vor să ne facă și pe noi să cădem. De aceea e important ca, citind aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, această sabie a Duhului să intre în primul rând în noi și să înlăture din noi răutatea, să înlăture din noi tot puroiul și nedreptatea și apoi să ne gândim cum să îl învingem sau să îl corectăm pe altul. Că aud deseori faptul că se întâmplă certuri între oameni, scandaluri și așa mai departe și când îi întreb, dar de la ce a pornit? Păi am vrut să-l ajut, să-i dau un sfat. Dar ți l-a cerut? Sau te-ai gândit că ai cui să-l dai? Te-a pus cineva învățător peste celălalt? Dacă ești tată sau mamă, sigur, ești obligat să-ți înveți copiii. Aici nu se pune problema. Dar uneori ne dăm noi cu părerea și față de alții, peste care nimeni nu ne-a pus învățător. Și mai ales dacă oamenii sunt plini de mândrie, resping. Nu pot primi sfaturile. Cum spune înțeleptul Solomon, înțelepciunea se află la cei care primesc sfaturi, nu la cei care le dau. Paradoxal, da? Solomon nu spune că înțelept este cel care dă sfaturi. Solomon spune că înțelept este cel care știe să primească sfaturi. Aici, ca să fim înțelepți, mai întâi trebuie să ne învățăm să le primim și să le împlinim. Și apoi, dacă Dumnezeu va rândui și ne va pune într-un anume loc, într-o anume postură, funcție sau mai știu eu, slujire, atunci vom și da sfaturi și ni se va cere răspuns dacă le-am dat sau nu. Dar așa cum ne dăm noi cu părerea și vrem pe fiecare să-l îndreptăm, deși noi suntem prăpădiți, asta nu merge. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca și noi să scăpăm și de lepra aceasta duhovnicească. Toate bubile astea care ne se pun pe mintea noastră, pe ochii noștri, ca să putem să-i slujim Lui, să ne închinăm și să-i mulțumim pentru toate, să putem duce lupta cea bună și așa să ne facem și noi ai fii ai împărăției lui Dumnezeu. Amin.